Zeci de olteni sunt izolați la domiciliu după ce au revenit în țară din zone în care există focare de coronavirus. Mare parte dintre ei au revenit din Italia. Printre aceștia se află și mai mulți dascăli din Corabia, care au participat la un schimb de experiență desfășurat în zona Veneto. La nivelul județului Olt s-au înregistrat 2712 cazuri de infecții respiratorii acute cu 65 de internări, 781 de cazuri de pneumonie cu 135 de internări și 22 de cazuri de gripă. Putem spune că din cele 22 de cazuri, 13 sunt confirmate cu virusul gripal tip B și 9 cazuri cu virusul gripal tip A sub tip H3. Toate persoanele erau nevaccinate antigripal în acest sezon rece 2019-2020. Formele de boală au fost ușoare, peste 90% din cazuri, pentru că majoritatea nu au necesitat internarea și au primit medicații la domiciliu cu antivirale, respectiv oseltamivirul. Speriați, oamenii au luat cu asalt farmaciile pentru a-și cumpăra măști medicinale care să-i protejeze. Din nefericire, stocul de măști a fost epuizat la nivelul farmaciilor din județ. Nimeni nu știe dacă le vor mai veni sau nu măști, pentru că ele nu mai există nici în depozitele furnizorilor. Este o nebunie întreagă cu măștile. Astăzi cred că am primit, pe lângă solicitările din farmacie, peste zeci de mesaje cu solicitări de măști. Da, astăzi chiar mi s-au anulat 2 comenzi de măști. Nici ca perspectivă nu ved rezolvată problema asta cu măștile, așa într-o perioadă scurtă de timp. Din păcate, măștile lipsesc cu desăvârșire, s-ar părea că nu mai există, nici furnizorii noștri nu au. Sperăm în câteva zile, nu știu, să apară producători de măști, că practic importurile nu se mai fac. Cu dezinfectanții este puțin mai bine, ar mai fi dezinfectanții și alcool. În timp ce oamenii sunt bulversați și lipsiți de informațiile necesare în astfel de situații, specialiștii Spitalului Slătinean se declară pregătiți să intervină în cazul apariției suspiciunilor de coronavirus. În plus, la nivelul unității medicale a fost amenajat un spațiu special pentru astfel de cazuri și s-au făcut stocuri de materiale sanitare, măști și dezinfectanți. La nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina s-au luat unele măsuri pentru a putea gestiona corect cazurile de pacienți cu infecții respiratorii acute. Inclusiv, având în vedere ultimele desfășurări din perioada recentă privind infecția cu noul tip de coronavirus. Spitalul Județean de Urgență a identificat la nivelul sectorului de urgențe o zonă de izolare unde vor fi izolați pacienții cu simptomatologie suspectă de infecție cu noul coronavirus. Din această zonă, pacientul suspect va fi transportat cu mijloace de transport specializate către unitățile sanitare destinate pentru îngrijirea și diagnosticul acestor cazuri. Autoritățile atrag atenția persoanelor care vin din zonele de focar că trebuie să declare acest lucru, iar celor care sunt izolate la domiciliu să nu-l părăsească. Nerespectarea acestor dispoziții poate conduce la amendarea lor sau, mai grav, la cercetarea penală.